Vă salut din nou. Revin cu un prim videoclip în care am să vă arăt noutățile Welly din dacă vă aduceți aminte din acea avanpremieră. M-am gândit să încep cu Welly pentru că tot era deja desfăcut modelul ăsta. Vorbim de un model gaz, un model rusesc. Nu știu dacă scrie pe spate exact modelul. Da, scrie, dar e în bulgară sau rusă, nu știu exact. Nu mă pricep la... Vedeți că scrie TAS sau cred că... Nu știu. Sunt acele litere cu P și N care au o anumită semnificație. Cei care știu bulgară sau rusă ar putea să-mi confirme jos ce scrie mai exact aici. Eu știu doar că e un model gaz care e un brand, deci brand de mașină rusească. Până la urmă, vânzătorul e cineva din Bulgaria și probabil că acolo se comercializează și branduri rusești. Problema cu mașina asta a fost că bara asta de protecție era dezlipită, de fapt ruptă, pentru că era prinsă în două puncte aici în zona farurilor de caroserie și una din ele, deci partea de plastic din interior, era ruptă. Și bineînțeles că am dat un feedback negativ și nu i-a plăcut, dar eu i-am arătat vânzătorului, am trimis o poză cu el, cum l-am găsit în cutie și ar fi putut imediat să și trimită un alt model, deci încă o altă mașinuță, dar se pare că s-a zgârcit și nu mi-a plăcut chestia asta, așa că a rămas cu feedback negativ, iar eu în stil românesc am lipit cu super glue și cât de cât văd că ține, dar va trebui să fiu atent să nu îl trântesc pe jos, pentru că atunci probabil că risc să se dezlipească din nou. Deci cam așa arată de lateral. În spate arată foarte bine, vopsit stopurile cu roșu, sedă și sigla mașinii, plus dunga asta cromată. Și mă rog, ce îmi place mie în general la mașinile astea clasice la Welly, sunt bările astea de protecție, practic spoilerele astea, doar că la mașinile clasice sunt mai subțiri în general. Nu sunt așa voluminoase cum sunt la mașinile astea noi, cotidiene, și din cauza asta dă o calitate, zic eu, faptul că îi pune așa subțire separat, deci nu e într-una cu caroseria, plus că vedeți aici se prelungește dunga asta cromată cu spoilerul și arată foarte bine la fel și aici sus, deci niște detalii care ridică, zic eu, calitatea și care nu le vezi la modelele normale de stradă, astea care nu sunt clasice și atunci nu prea ai ce să arăți așa mai diferit la un model de genul, nu știu, arăți un Lamborghini, nu ai de ce să arăți dunga asta. Ori aici chiar așa era și modelul din realitate și au pus în evidență chestia asta cu dungile astea cromate. Deci o privire din față, lateral cu jante tip disc. Se vede și ceva în interior, cred. În spate. Și din nou lateral de sus. Și plus că e o culoare din asta neagră, nemetalizată, lucioasă de în lumină. Foarte tare, dar vă dați seama că 15 euro pentru o mașină Welly
E destul de mult. Am zis că fac o excepție, că sigur nu o să găsesc așa ceva în România, însă, din păcate, ați văzut, deci l-am primit cu un mic defect, însă o să am grijă de el, să pun oricum în vitrină, nu o să am altă posibilitate de a îl strica. Merge mai departe, un Ford. Ăsta, vă spuneam de mașinile lansate de ziarul Libertatea, deci ăsta face parte din acea colecție. Și ca să nu aștept până la finalul întregii colecții, până în iulie, e destul de mult, am zis că îl includ în prezentarea asta de noutăți, pentru că ăsta e singurul, să zic așa, care nu îl aveam și a fost lansat acum în ianuarie. Deci vorbim de un Ford F1 Pickup din 1951, tot cu jante tip disc, doar puțin modificate, dacă nu mă înșel. Da, aici pur și simplu chiar e un disc. Aici e un disc cumva ștanțat. Deci are niște gropițe. Plus că e o culoare verde închisă, așa, tot nemetalizată. O privire și din față. Se văd farurile încrustate în bara asta separată din plastic alb, dar arată bine mașina și se vede și Ford acolo pe bot. Așa, o privire și de sus. Aici, din păcate, spoilerele de care vă spuneam anterior la mașina asta gaz sunt din plastic negru și, vedeți, nu se vede deja așa de bine sau, mă rog, nu oferă o calitate așa de bună față de plasticul ăsta cromat. Părerea mea, cel puțin, dacă era tot cromat, ar fi arătat parcă altfel, scotea mai bine în evidență calitatea. Așa. Mergem mai departe, vorbim de un Citroen clasic. Din păcate am sperat să găsesc altă culoare, dar nu am găsit decât argintiu. Și încă o chestie, am văzut că noutățile astea la Welly, cel puțin acum din 2019-2020, au nexul ăsta pe ambalaj, indiferent la ce scară și la scări mai mari. Nu știu ce înseamnă asta. Scrie aici New Exploration of Models. Adică o nouă explorare de modele, deci să mă aștept că apară alte variante de modele neprezentate până acum la Welly, mă gândesc. Deci vorbim de un Citroen 2CV Furgonet, deci o mașină franțuzească. Aici nu avem plastic separat, deci sunt încrustate metal și farurile, plus și grila radiatorului, sigla Citroen cu cele două săgeți. Aceleași jante ca și la Ford, tip disc, dar cu gropițele astea. Și în spate, tot așa, se văd încrustate stopuri, dar nu sunt vopsite. Aici se vede plastic pentru geamuri și e textura asta mai ciudată, ca și cum ar fi tăiat metalul din milimetru milimetru. Interesantă furgonetă. Dar pentru că n-am mai văzut modelul ăsta la niciun alt brand,
E, până la urmă, un model de nișă și dacă l-am văzut la Welly, că tot vă spuneam că adun mașini mai mult clasice, chiar și europene, nu, sigur nu o să-l găsesc la alte branduri, așa că l-am luat pe ăsta de la Welly. Acum depinde dacă o să găsesc și altă culoare. Caroserie e totuși metal, se simte în mână că e greu, deci nu vorbim de plastic. Și ultima mașină, inițial am crezut că o am, că mai am un Ford Mustang cu roșu, dar asta vorbim totuși de un alt Ford Mustang. Nu știu, să vedem mai exact care model e. Astea, în general, sunt genul ăla din 68, 69, 70, ca și mașină. Să vedem. Deci vorbim de un Ford Mustang Boss 429 din 1969. Da, deci bănuiam eu. Dar, repet, nu am nici modelul ăsta. Acum, când o să vă arăt în raft, o să vă prezint și celălalt. Vedeți cât de cât seamănă, dar totuși nu răsare. Deci vorbim de alt model. Stopuri în spate vopsite. De obicei Mustang, Bosca Mare, astea trei stopuri. Bineînțeles, acum modelul ăsta ultimul din 2018-2019 arată foarte bine, mult mai modern, mai elegant, mai atractiv până la urmă. Da, eu zic că arată bine și modelul ăsta. Motor cu turbină, vedeți partea asta proeminentă din caroserie, doar că aici e metal plin. Dacă era la alt brand, de exemplu Majorette, s-ar fi văzut în interior gol. Aici avem același plastic cromat, care, cum vă spuneam, chiar dacă pare așa mai chicios, se modelează mai bine. Și totuși dă o calitate mai aparte, deși în spate, același spoiler și în față, plus grila radiator, se văd și farurile încrustate în el, adică o pereche și cealaltă e în metal. Aici se vede și oglinda încrustată în parbriz. Și ștergătoarele stau pe parbriz față de celelalte mașini, unde și la furgonetă și la Ford sunt, vedeți, pe caroserie ștergătoarele, aici sunt pe plastic și mie mi se pare normal, sau mă rog, arată mai bine pe parbriz. Așa. Deci cam asta este Ford Mustang Boss din 1969, se demustam și în spate, ca și jante, tot așa clasice, aici e un mic defect, cred. Ba nu, era ceva vopsea. Deci jante cu 5 spițe, cam asta e stilul clasic folosit la Welly. Roți subțiri de plastic. Și acum să-l duc în raft. Ocazia asta sper să se mai vadă ceva pentru că e după masă și aici e Ford-ul. Deci seamănă, dar totuși vorbim de un alt Ford Mustang, după cum vedeți, ăsta nu e compact, deci nu are spatele turtit, deci are una în spate, da. Vorbim de tot un Ford Mustang din 1964, după cum se vede. Deci e altceva, dar o să-l pun și pe ăsta aici. Și gazul ăsta arată bine, nu zic, dar nu mi-a plăcut că l-am luat. O să le las deocamdată aici.
să stau așa mai deoparte, să intre lumină, să vă arăt cam cum arată în momentul de față colecția Welly. Deci așadar, cam astea au fost mașinile Welly noi pe care le-am achiziționat în perioada asta sărbătorilor. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!